Cu toții știm că România a devenit raiul bugetarilor, că aparatul de stat a devenit greoi cu echipe întregi de oameni care fac lucruri acolo unde un singur angajat ar fi fost de ajuns. Cu remunerație peste mediul salarizării de pe piață, siguranța locului de muncă și beneficii. Nu știam însă dimensiunile problemei până când Ministerul de Finanțe nu a publicat raportul. Avem peste 1,2 milioane de salariați bugetari, dintre care 14.000 angajați numai în ultimul an. Ștefan Pășcuță vine cu cifrele. Bun găsit! România avea la sfârșitul anului trecut un număr de 1.249.000 de salariați bugetari angajați în instituții și autorități publice, în condițiile în care guvernul a angajat în ultimele două luni, din 2020, aproape 9.000 de persoane, arată datele publicate de Ministerul de Finanțe. Astfel, la finele lunii octombrie 2020, lucrau la stat 1.240.000 de persoane, iar în noiembrie 1.245.000. Acestea nu au fost singurele angajări însă realizate de instituțiile statului în cursul anului trecut, în condițiile în care în octombrie 2019, ultima lună înainte de alegerile prezidențiale, numărul de salariați bugetari era de 1.235.000 de persoane, cu aproape 14.000 mai puțin decât în prezent. Potrivit datelor oferite de Ministerul Muncii, cei aproximativ 1,24 de milioane de angajați de la stat reprezintă 22% din totalul de 5,62 de milioane de salariați activi la nivelul întregii economii. Din numărul total de bugetari de la finele anului trecut, puțin peste 800 de mii erau angajați în administrația publică centrală, din care aproape 600 de mii în instituții finanțate integral din bugetul de stat. Jumătate dintre aceștia, respectiv 289.377 de persoane, lucrează în învățământ în Ministerul Educației și Cercetării, iar 126.000 în Ministerul de Interne. Ministerul Apărării are 73.805 de angajați pe statele de plată, Ministerul de Finanțe aproape 25.000, iar Ministerul Sănătății puțin peste 18.000 de angajați. Pe lângă salariații din administrația centrală, alte 447.000 de persoane lucrează în administrația locală, dintre care 274.000 în autorități executive locale.